Dumnezeu cel bun să lase binecuvântare peste cele șase familii astăzi și copiii lor. Să binecuvinteze Domnul toate familiile din biserică. Domnul să binecuvinteze, avem o șansă să spunem și prin intermediul internetului, binecuvântările de unde noi venim în familiile noastre din România. Părinții care mai avem, eu mai am pe mama, frații mei, surorile mele care sunt în România, unii în Spania, în Europa. Când Domnul dă binecuvântare în Portland, la românii de aici, să ne binecuvinteze Domnul familiile noastre de unde venim din România. Amin. Și de ce că n-ar fi deloc prea mult să binecuvinteze Domnul toate familiile de români. Amin. Din toată țara noastră românească și pretutindeni din diaspora. Când se îndură Dumnezeu de națiuni, să se îndure de familiile noastre românești. Au un procent mult mai mic de divorț familiile românești. Nu mai vorbim la Biserica Pentecostală, este destul de nesemnificativ. Pe când în țara în care noi trăim și în jurul nostru, cu grămada să despart și să divorțează. Domnul să binecuvinteze în continuare pe români. Mi-aduc aminte de o evangelizare în Spania, când în Arganda de Rei au fost vreo 3.000 de români și familiile lor și a venit și o delegație de la Consiliul Popular de acolo și la urmă noi ne-am rugat pentru familii. Mulți soți și soții au venit de braț acolo sau în genunchiaș, noi ne-am rugat pentru ei. Atunci au spus spaniolii, binecuvântată e națiunea voastră și la voi avocații și lawyerii pot să-și dea dimisia să-și caute de lucru, că la voi nu o să se despartă familiile. Cu atâta patos frații se rugați și părinții se rugau pentru familie. Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze familie din Biserica Philadelphia cu multă binecuvântare și toți românii de pretutindeni. Să fim așa cum suntem în Europa, România este un grânar spiritual al Europei. 500 de mii de români penticostali slujesc și mulți se împrăștează în toată Europa. Și Europa e binecuvântată cu aceste luminițe aprinse. Și noi ne bucurăm de acest lucru. Nu există în Franța sau Germania sau Anglia unde a fost leagănul sau Biblia, baza lor. Acum românii se duc cu Biblia și o predică în toată Europa. Dumnezeu a făcut să fie așa. Chiar sub un regim totalitar s-a înflăcărat o biserică vie. Rezultatele au fost binecuvântate. Slăvit să fie Domnul. Sunt bucuros să fiu la biserică duminica aceasta. Următoarea și alte următoare două o să fiu în România, poate că și în Ucraina, dacă voi reuși să merg puțin. Și sunt bucuros și să fie Samuel cu noi în această dimineață. Am văzut copiii tăi, ginerii tăi. Domnul să te binecuvinteze, ești binevenit. El totdeauna ne-a primit cu drag în Arizona. Ne-a primit fierbinte. Așa că eu vreau în câteva minute să am un cuvânt pentru aceste familii și pentru toate familiile din biserică, inspirat de aici, din textul nostru. Am promis la Silly și la Lidii că voi fi la binecuvântare. Am vrut să fiu în North Carolina în duminica aceasta, dar dacă l-am promis, am făcut tot posibilul să fiu, că Domnul a trimis în casa lor, am bucuros să a fost ei de feciori, cum toți ar vrea să aibă feciori, dar ei vrut așa de mult și o fetiță. Și Domnul le-a dat-o și asta. Domnul va binecuvânta special, după dorință, că el satură și după dorință tot ce are suflare. Slavă Domnului! Mă bucur, Viorel, să te văd și tu ești o binecuvântare pentru biserica noastră și o încurajare și pentru soția ta, că tu ești cu noi astăzi. Să știi că Dumnezeu te poate ține mult și bine și cu un plămân. Căci aerul El îl dă și puterea El îl dă. De fiecare dată când ne amintim de tine, ne rugăm. Ești important pentru noi. Fratele Viorel Țigănescu e prietenul nostru și fratele nostru scump, care Dumnezeu l-a dus în biserică. Merită să mai subliniem lucrările lui Dumnezeu câteodată. Măcar câteodată. Că Dumnezeu face mereu minuni între noi. Și trebuie să-L apreciem pe Dumnezeu pentru asta. Public. Că lui aparține Viorel Țigănescu, la Dumnezeu. Dumnezeu a făcut minunea ca el să fie cu noi, să dea mâna cu noi aici. Slavă Domnului! Predica mea vreau să fie din acest text pe care fratele Nichi l-a citit și din la ultimul verset, Biblia spune aici, astfel să pune numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, zice Dumnezeu. Câteva binecuvântări ascunse în numele Domnului. Eu nu o să pot să spun astăzi toate binecuvântările care sunt în numele Domnului, ascunse acolo. Dar câteva care Biblia le subliniază aici astăzi și noi le rostim de fiecare dată la binecuvântări de copii.
Sunt câteva binecuvântări și în afară de acestea care sunt aici, vreo 6 lucruri frumoase, am mai găsit unul Nou Testament care o să-l citesc astăzi și nu pentru că 7 va fi predica lungă, nici vorbă, o să fie scurtă, chiar dacă sunt 7. Dar 6 le găsim aici așa de ușor, ne batem de ele. Dar ele sunt ascunse în numele Domnului. Domnul a zis să pune numele meu peste copii. Și eu, a zis Dumnezeu, îi voi binecuvânta. Așadar, deja ne îndrăgim de numele Domnului. Că din numele Domnului ies binecuvântări nemaipomenite. E un nume așa de valoros și de puternic, că dacă poți să ai numele ăsta peste tine, ești un om foarte binecuvântat. O, dacă am reușit noi astăzi, într-un mod supranatural, prin credință, să punem numele Domnului peste copilul tău. N-am fi lucru mic deloc. Că numele Domnului ar fi multe binecuvântări peste copilul tău. Asta a zis, o facem noi, Dumnezeu. Nu oricine poate să ia numele Domnului să pune peste cineva. Că ar face o lume cu ușurință. A, dacă numai atâta trebuie, Domnul să te binecuvinteze și am terminat, dă-i drumul. Frați și surori, nu oricine și în orice împrejurare activează numele Domnului binecuvântări peste oameni. Numele Domnului trebuie să fie și este un nume sfânt și nu-i jucărie. Nu-i numele nici celui mai mare conducător al lumii acesteia, ci numele Dumnezeului oștirilor, care a făcut cerurile și pământul și ține veșnicia în mâinile Lui. Noi nu ne putem juca cu numele Lui. Au mai vrut oameni să folosească numele Domnului, să scoată draci, să facă minuni. Și a spus, am auzit că și alții au folosit numele Domnului. Și de ce n-aș fi și eu cât predicatorul ăla? A, nu sunt puține aia. Cu nimic nu-i mai ceva el decât noi, au spus fiii lui Sceva. Și a zis, plecăm la eliberat de oameni, de demoni. Că și Pavel face lucrul ăsta. Și cine e apostolul? Unul care s-a lăsat de credință, unul care a prigonit biserica, cu ce el mai mult decât noi? Parcă câteodată ne vedem mult mai special decât cei care i-a trimis Dumnezeu să facă asta. Este important să te trimite Dumnezeu? Amin. Gedeon n-a vrut să meargă la o lucrare extraordinară. Și a zis, eu sunt cel mai slab din neamul meu, din familia mea. Tu mă trimiți să fac așa lucrare mare, să-i zbăvesc pe Israel? Și a zis, eu nu pot, sunt foarte slab, sunt mic, se vedea el. Și bine când ne vedem așa. Biblia zice acolo, nu te trimit eu? Să te duci să faci lucrarea asta, că te trimit eu, e mare lucru? Frascu, este foarte mare lucru când te trimite Dumnezeu să faci o lucrare. Atunci poți să folosești numele Lui, că spui, Dumnezeu m-a trimis să fac lucrarea asta. Doamne, dă-ne lumina Ta. Și dă-ne cercetarea Duhului Sfânt. Să vedem unde ne-ai trimis Tu. Și dacă mergem acolo unde El ne-a trimis și dacă ne-a trimis Dumnezeu, Dumnezeu va fi cu noi. Și dacă toți ar fi împotriva noastră, când Dumnezeu este cu noi, e 100% biruința. Slăvit să fie Domn. Binecuvântări ascunse în numele Domnului. Vreau să lansez de la început că Dumnezeu i-a fost drag de copilul Lui și L-a lansat pe Domnul Iisus Hristos. Și a fost de acord Dumnezeu Tatăl ca binecuvântările în lumea aceasta să vină toate prin Fiul Său drag, prin Iisus Hristos Domnul. Vă bucurați de lucrul ăsta? Toate binecuvântările în lumea asta a fost de acord Tatăl să vină în numele Domnului și prin Iisus Hristos Domnul. Slăvit să fie Domnul Iisus Hristos în această dimineață. Apostolul Pavel a scris la Efeseni, la capitolul 1, versetul 3, un adevăr de felul acesta și a zis, binecuvântat să fie Tatăl Domnului nostru, Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări în locurile cerești, prin Hristos Iisus, slăvit să fie Domnul. Cu multe binecuvântări, spune El, cu tot felul de binecuvântări. Ne-a binecuvântat Tatăl Ceresc și slăvim pentru asta. Toate prin Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, prin care tot ce-i bun și sfânt și desăvârșit vine la noi, prin Domnul Iisus Hristos. Să vedem dacă și aceste lucruri din Vechiul Testament
pot veni tot prin Domnul Iisus, că sunt în Vechiul Testament. Nu-i așa, frate teolog? Sunt în Vechiul. Vinoare și în Noul Testament prin el lucrurile care sunt scrise aici, să le urmărim împreună și să ne dăm seama că toate binecuvântările, frate Silis, frate Lidii. Venim prin Domnul Iisus Hristos, stimate familii, venim prin Domnul Iisus Hristos care trăiește, e viu în vecii vecilor și mai poate binecuvânta. El este ieri același, astăzi în vecii vecilor. Ne-a binecuvântat acum un an de zile și acum 15 ani. Dacă trăim, ne binecuvântează și mâine și în veșnicie. Domnul Iisus este același. Slavă Domnului! Primul lucru care vreau să spun aici este că a zis să li vorbești. Dumnezeu a spus lui Moise să procedezi așa, să-i spui și lui Aron și la copiii lui mai departe, la toți preoții. Așa să procedați. Să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvinteze. Sună bine vorba asta. Parcă nimic nu-i mai înălțător să dea mâna cineva cu tine și să-i Domnul să te binecuvinteze. Simți mai mult ca și ce ți-ar da prietenul tău, nu? Că ești un mesager, un purtător a ceva care vine de undeva, care nimeni nu poate să așa spui, eu sunt un canal în ziua asta, dau mâna cu tine și spun ceva, Domnul să te binecuvinteze. Domnul poate să facă și altceva în afară de a binecuvânta? Poate Dumnezeul nostru și are dreptul să și judece? Dar e frumos în această zi să vă spun că El binecuvintează. Nu? Amin. Și vreau să ne ținem de asta. Dar nu uitați, Dumnezeu lasă și spune Biblia că vin peste oameni și blesteme. Dumnezeu are dreptul și este singurul judecător a celor vii și a celor morți. Scrie undeva Biblie că l-a lăsat pe Fiul să fie El judecător. Da, frasisul, l-a rânduit ca El să judece vii și morții. Fiul lui Dumnezeu este și va fi președintele tribunalului de la urmă, judecătorul celor vii și a celor morți. Este Fiul lui Dumnezeu, judecătorul adevărat și sfânt, este Domnul. Dar în această zi, stimate familii, vreau să vă aduc aminte, Dumnezeu ne poate judeca pentru că ne cunoaște și inima și faptele și ascunsurile noastre. De aceea Dumnezeu ne poate judeca pentru că Dumnezeu știe toate lucrurile. În Psalmul 139 scrie, tu știi când stau jos și când mă scol. Tu știi când umblu și când nu umblu. Și de departe împătrunzi gândurile mele. Cunoaște Dumnezeu toate lucrurile? Dumnezeu poate să ne judece, dar în dimineața asta aflați cuvântul lui Dumnezeu și bucurați-vă de El. Spre voi și spre noi toți, Dumnezeu să te binecuvinteze. Aleluia! E cineva care are nevoie de asta? Și în balcon? Doamne, mă duc acasă cu această vorbă de la Dumnezeu. Domnul să te binecuvinteze, frate. Dumnezeu poate să pedepsească. Frumos că astăzi nu ne spune, am să te pedepsesc, că eu dau viață și eu omor. Scrie în Biblia asta? Eu dau viață și eu omor. Și noi spunem astăzi, nu, frate Viorel, tu pentru mine n-ai zis moarte. Tu m-ai binecuvântat cu viață. Dumnezeu să vă binecuvinteze, frați și surori, că Dumnezeu dă viață și ia viața, că e la El în mână. Dar astăzi Dumnezeu la copiii aceștia și nouă tuturor ne spune, Dumnezeu să te binecuvinteze. Sunt multe binecuvântări, dar cu asta să mergeți. Prima, eu mă duc astăzi să fiu binecuvântat, nu judecat, nu pedepsit, ci binecuvântat de Dumnezeu. Vreau să îmbrățișem aceasta care Domnul ne-o spune și să ne-o dea Domnul mie, copiilor mei, casei mele și vouă tuturor. Dă-ne, Doamne, binecuvântarea Ta. Dar a citit fratele Varadin că Dumnezeu binecuvintează pe cei ce se tem de El. Binecuvintează pe părinți, pe copii și eu mă încadrez în astea toate, binecuvântează pe copiii copiilor lor, pentru cei ce se tem de Domnul. Scrie asta? Contează? Deci nu-i va binecuvânta pe toți, nu?
pe cei ce nu se tem de Dumnezeu și fac prostii și vor face și după masă și mâine și vor fi plini de ură și mâine și poi mâine și de răutate și de invidie și vor bate joc de binecuvântare. Și pe ăsta îi binecuvântează. Citiți în Psalmul 103, care frații l-au citit. Urmăriți-mă aici să vedeți ce spune. Dar bunătatea Domnului ține în veci pentru cei ce se tem de El și îndurarea Lui, pentru copiii copiilor lor, pentru cei ce păzesc legământul și-și aduc aminte de poruncile Lui Dumnezeu, să le împlinească, slăvit să fie Domnul. Pentru voi luați în această zi binecuvântarea Domnului, că e pentru voi, pentru cei ce se tem de Dumnezeu, pentru voi, pentru copiii voștri și pentru nepoții mei și a tăi. Ca să ducem spre copiii noștri și spre nepoții noștri binecuvântările Domnului, trebuie să ne temem de Dumnezeu, frații și surori, care cunoaște toate lucrurile, care are autoritatea să ne disciplineze, dacă vrea. Al doilea lucru care vreau să-l spun este că aici scrie, Domnul să te binecuvinteze și pe urmă vine aici virgulă după asta și zice să te păzească. Frații și surori, nu ne putem păzi copiii. Toți copiii aici au fost împușcați în școala aia de un asiatic, au fost bine păziți de familie până i-a pus în bas, până și-au luat mașina și au plecat din garaj sub ochii mamei și cu merindea și sandwich-ul pe care mama l-a făcut de seara. Toți au fost păziți să fie lucrurile în regulă, toți au alarmă la casă, la smoc, dacă iese să aprinde casa, sune. Și atâta pază facem în jurul nostru, ne păzim unii pe alții, ne păzește statul, ne păzește pompierii, ne păzește nu știu cine, ne păzește semnele de circulație, ne păzește semafoarele, toate vreau să ne păzească, să ne vină înapoi copiii acasă. Dar dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba sunt toate acestea care le-am spus, sunt degeaba. Cum n-au vrut să vină înapoi părinții a copiilor? N-au mai venit, cineva i-a împușcat acolo. În această zi vă doresc, stimate familii, ca să vă agățați de Dumnezeu, păzitorul care te păzește la plecare și la venire de acum și până în viac. Haleluia! Psalmul 121 spune, m-am uitat la munți, care sunt stâncoși și puternici, care sunt o protecție pentru Ierusalim. Greu să vină sirienii peste muntele Golan și peste nu știu ce munți, roată, să vină greu cu puștile lor și săgețile lor. Și Dumnezeu să fie munți, tot roată, să-i vedem când se cațără și vin dușmanii și ușor din foișoarele de acolo să-i pușcăm și să ne apărăm de ei. Munții ne vor ajuta. Și au ajutat de atâtea ori munții pe evrei. Crepăturile stâncilor i-au ajutat. Și David s-a uitat la munți și a zis, frumoasă gardă, ne-ai pus pentru orașul ăsta, pentru Salemul păcii. Dar el a spus, păzitorul nostru și umbra ta pe mâna ta cea dreaptă este Domnul. Îmi ridic ochii spre munți, de unde îmi va veni izbăvirea? Izbăvirea mea vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Dacă vreți să vă fie păzite casele, de ce? De lumea asta păcătoasă, de microbi, de rău, de accidente, de virusuri, de tot ce vreți. Dumnezeu este cel mai bun. Să nu mergem fără El niciun pas. Să ne culcăm seara, să ne trezim dimineața sub mâna cea tare și protecția lui Dumnezeu. Domnul să binecuvinteze casele voastre și ale noastre și să ne păzească El de acum și până în viac. Biblia spune aici că după pază, care e în favoarea noastră această binecuvântare, Biblia spune că ne-ar mai trebui ceva, să lumineze fața Lui peste noi. Dumnezeu mai vrea ceva, oameni buni, cu copiii voștri. Dumnezeu vrea să înceapă cu binecuvântări spre noi și copiii noștri și vrea fața Lui să lumineze peste copiii voștri. Să arate copiii voștri ca Domnul Iisus. Să îmbrace chipul lui Hristos. Vrea Dumnezeu să intre în copiii voștri și să strălucească lumina. Biblia spune că Domnul Iisus Hristos a fost trimis ca lumină în întunericul și în besna acestei lumi și El, spune Ioan în capitolul 1, El luminează pe orice om venit în lumea aceasta. Pe orice om, copiii voștri veniți în lumea aceasta, nu-i poate lumina nici Oxfordul, nici cei mai mari teologi. Copiii voștri poate lumina Hristos,
care luminează pe orice om venit în lume cu Evanghelia Lui și cu Duhul Lui cel Sfânt. Doamne, luminează-ne, Doamne! Și fața Ta care e frumoasă, nu-i nervoasă, nu-i fața Ta care e cea mai desăvârșită, mai blândă față să lumineze și mai nevinovată față să lumineze peste orice om venit în lume, adică și peste copiii de astăzi. Amen? Frumoasă binecuvântare. A vrut Dumnezeu și a zis, Domnul să vă binecuvânteze și vă și păzesc, dar mai vreau ceva. Vreau fața mea să lumineze peste copiii voștri. Amen? Peste orice om venit în lume. Să arate copilul tău luminat de Domnul. Doamne, mare diferență între unul luminat de Domnul Iisus și unul neluminat în întuneric, în beznă. Să ferească Dumnezeu să ai de stat cu unul peste care e diavolul, păcatele, și frumos mai poți să vorbești cu un copil peste care e fața Domnului Iisus Hristos, e lumina feței lui. În 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 6, îmi place mult acest verset, dacă ați vrea să-l vedeți vreodată, citiți-l. 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 4, versetul 6, auziți ce scrie aici? Cuvântul Domnului, căci Dumnezeu, care a zis să lumineze lumina din întuneric, era lumina acolo, dar nu lumina, ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Să arate Hristos bine. Să-L purtăm în lumea asta, să arate bine Hristos, fața Lui să arate bine, ar fi prin luminarea noastră, a inimilor noastre. Dumnezeu să binecuvinteze copiii aceștia și când vor fi mari, să strălucească Hristos prin ei. Dumnezeu să uite la niște fii de Dumnezeu care arată, strălucească fața cunoștinței lui Dumnezeu prin fața lui Iisus Hristos. Vreau să vă mai spun că următoarea este tu cu fața Domnului. Prima dată este să lumineze fața Lui peste noi, la două ore, parcă nu-i destul. Ceva Dumnezeu are cu fața Lui. Imediat spunem cu binecuvântare. Să strălucească fața Lui Dumnezeu peste noi. Să se înalțe. Să se înalțe fața Lui Dumnezeu. Să se înalțe peste noi. Să fie peste noi, nu noi mari. Apostolul Pavel a spus, trăiesc. Dar dacă trăiesc, știți ceva? Nu mai trăiesc eu. Hristos trăiește în mine. Noi suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu, nu ne mai vedem. Se înalță peste noi, ne astupă, ne acopere fața Domnului. Și Dumnezeu e mare în noi. Amin? În copiii tăi să fie mare Dumnezeu, să se înalțe fața Lui. Fața Lui nu trebuie să rămâne undeva mică, ascunsă noi. Avem și noi ceva din Dumnezeu. Copiii noștri mai au și ceva bun. Frate, acum ce să faci? Are și ceva bun. Un pic are ceva bun. Uite-l cântă la fanfară, la orchestră, uite, vine și el la repetiții, chiar dacă mai bombă-ne pe aici, care mai face câte o trăznaie. Dar are și el ceva. Biblia spune asta, să vă fie binecuvântați copiii, să se înalțe fața lui Dumnezeu peste ei. Să aibă cu ei un Dumnezeu mare. Să fie purtători ai feței lui Dumnezeu într-o lume întunecată. Ești copil din ala peste care să se înalțe fața lui Dumnezeu? Este mare Dumnezeu în viața ta? Au reușit să te convingă copiii că e important să se înalțe fața Domnului peste tine. Să fii unul care să fii stins, nu în scandale, nu cu umărul scos, nu cu priviri urâte, nu un invidios, nu unul care să furnezi lucrarea lui Dumnezeu, ci unul peste care să se înalțe fața lui Dumnezeu. Să fie mare Dumnezeu peste copiii noștri. Amen, frate și surori. Este posibil. Vrea Dumnezeu să ne binecuvinteze astăzi. Vreți să-L lăsați să se înalțe Dumnezeu peste copiii voștri. Nu-L faceți mic, un Dumnezeu are și El, s-a botezat, s-a udat în apă. No, e începutul, fraților. Trebuie Dumnezeu să crească în noi, să se mărească Dumnezeu, să fie de glorie Dumnezeu și fața Lui să strălucească în noi și apoi să se înalță peste noi. Vreau să mai zic ceva în încheiere, și anume să se îndure de noi și de copiii noștri. Deja am spus asta. Dumnezeu se îndură de cei ce se tem de El, vă spun eu. Și nu dacă ești bolnav, nu înseamnă că Dumnezeu nu-i cu tine.
Că apostolul zice, dacă mor în moartea mea, se va glorifica Dumnezeu, amen? Nu ne temem. Dacă e să suferim, dacă e să ardem în cuptor, dacă e să fim beteți ca Iov până ne cade carnea de pe noi, Dumnezeu îl binecuvântăm. El ne le-a dat, El ne-a luat. Oricum, zicea fratele că suntem ca floarea, ca și ne topim, ne duci câțiva anișori mai avem împreună. Nu știu câți. Foarte puțin. Și omul e ca iarba, frate Fiorel. Poate mergem înaintea ta. Poate ne conduci tu. Nu contează. Nu asta e problema. Dumnezeu se îndură de cei ce se tem de El și binecuvintează pe ei, pe copiii lor. Lăsăm ceva în urmă, fraților. Ca să-mi binecuvinteze Dumnezeu, să se înalță fața peste ei, trebuie să fie înălțată fața peste mine. Și apoi și peste copiii mei și ăștia nepoții care vin să dea mâna cu noi și le dăm bomboana. Se vadă și zic că vreau să fie Dumnezeu care peste bunicul și peste mine. Să putem să spunem ca Iacov odată, Dumnezeu tatălui tău Avram, i-a zis Dumnezeu la Iacov, culcați jos cu bâta feciorul ăsta singur. I-a plăcut lui ăsta, bunicul a avut Dumnezeu extraordinar. Dumnezeu tatălui tău Isaac, tata, a avut un Dumnezeu extraordinar. Mi-a plăcut să audă frumos de bunicul și de tata. Nu l-a ajutat cu nimic, tot jos a rămas, descurajat, cu bâta în mână. Că a avut bunicul Dumnezeu mare, că tata a avut Dumnezeu mare și eu s-a lungat de acasă. A nimănui, cu bâta în mână, fără nicio speranță și fără viitor. Dumnezeul tău, Iacobe, aleluia! Îți fi Dumnezeul tău și n-am să te părăsesc până voi împlini tot ce-ți spun. Copile, bucură-te că ai un tată bun, că ai un bunic bun. Trebuie să auzi că e Dumnezeul tău, Dumnezeu, care te va păzi în fiecare zi și te va binecuvânta. Dumnezeu să-ți dea pace. Atâtea bilete, familie, nu-i pace. În cartea Efesenilor, la capitolul 2, spune Biblia, El este pacea noastră. Stimate familii, puteți să ziceți asta? Amin. Voi doi uitându-vă unul altul, că v-am fost la cununie voastră și acum văd că aici aduceți în lumea asta ființe dragi. Cine-i pacea voastră? El, Iisus Hristos, e pacea noastră. Amin? Care e câteodată din doi? Că mereu suntem doi. Cu păreri, două păreri, atunci suntem doi deja. Și astăzi ne rugăm, din doi a făcut unul singur. Hristos poate să facă asta. Doamne, mă rog, pentru toate familiile care mă aud și mă văd. Unde-s doi? Unde... Că ceartă nu este de unul singur. Nu e așa, prietenul meu, vii? Trebuie măcar doi, că dacă e mai mulți, dacă sunt mai mulți, să încinge tare. Că ni comitetul e mulți mai mulți de doi. Dar dacă sunt doi, se pot certa, dacă e unul singur, nu, ala e problemă, te dai medicamente, dacă se ceartă singur, meargă la spital. Dar din doi, că și din mai mulți, asta a fost dorința Domnului Iisus, toți. Comitetul să fie una, nu? Cum e la voi, la rezolv. Amin. Din doi face unu. Doamne, vină în familie noastră. Eu asta vreau să zic. Unde tot mereu suntem doi, să fim una. El este pacea noastră, Hristos. Domnul Salemului, Domnul Păcii. Ia, o să închei. Așa te ai în Noul Testament și spune numele Lui. S-a ridicat predicatorul ăsta pe scarul ăsta din Galileea și a spus numele Domnului mare, cum ați făcut minunea? L-au luat așa și i-au bătut bine după ce au vindecat pe ologul ăla de la poarta frumoasă și a zis ia să ne spui nou în a căirui nume și cu ce putere ai făcut, ați făcut voi minunea asta. Și a zis ei, Petru s-a sculat în picioare și a zis suntem purtătorii unui nume mare, purtăm cu noi cel mai puternic nume din univers. E numele celui pe care voi l-ați omorât și l-ați răstignit. A înviat din morți, trăiește. Numele Domnului Iisus Hristos l-a făcut sănătos pe omul ăsta. Beteagule de astăzi, bolnav dacă ești, există un nume cu forță în el, cu putere. Să lase Domnul binecuvântare, Viorel, spre tine și alții. Numele Domnului Iisus Hristos îți vindecările, în rănile Lui suntem noi vindecați și tămăduiți. Las numele Domnului Iisus peste casele voastre, când vor fi bolnați copiii voștri, când veți avea probleme, să știți să nu uitați. În numele Domnului sunt multe binecuvântări, una și asta.
Să te rogi, sora Bradea, nu? Să te vindece Domnul. În numele Domnului sunt multe binecuvântări. Vindecarea este în numele Domnului Iisus Hristos. Slăvit să fie acest nume glorios. În numele Lui. Și numai în numele Lui. Și n-a fost dat alt nume sub soare în care oamenii trebuie să fie mântuiți, a spus pescarul în predica lui. Iată că culegem cea mai înaltă și mai desăvârșită binecuvântare în ziua când venim la binecuvântare de copii. Mântuirea copiilor voștri și a noastră este în scump numele Domnului Iisus Hristos. Așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să vă binecuvinteze, să vă păzească, să se îndure de voi, să lumineze fața lui peste voi, să se înalțe fața peste voi, să vă dea pacea și să vă mântuiască numele Domnului. Așa să binecuvântați pe copiii lui Israel, să puneți numele meu peste ei și eu voi face toate acestea, voi binecuvânta. Amen.